se spune glădiță sau roșcov sălbatic, pentru că înseamnă că avem și un roșcov, care este o altă specie, ale cărei păstăi le găsiți în hipermarketuri și se mănâncă, sunt foarte bogate în proteine. Și astea, dar nu la fel de bogate și nu vă recomand, vă recomand să spunem roșcovul tipic.